Care sunt principalii investitori care participă la dezvoltarea economiei în Găgăuzia? Datele statistice puse la dispoziție de însuși Comitetul Executiv Găgăuz ne demonstrează clar că cei mai mari investitori la momentul actual în Găgăuzia sunt Turcia și Uniunea Europeană și, bineînțeles, România ca și parte distinctă de Uniunea Europeană are o influență majoră și investește destul de mult în ultima perioadă, în special în domeniul educației, ceea ce este benefic pentru promovarea limbii române în teritoriu. În ce domenii sunt distribuite aceste investiții și ce fel de proiecte sunt realizate de Uniunea Europeană în Găgăuzia? Dacă s-ar fi să menționăm cele mai mari proiecte care s-au realizat aici în Găgăuzia, putem să menționăm stadionul sportiv din Comrat, care a fost finanțat de Republica Turcia. De asemenea, vorbim un alt proiect major, construcția unui nou bloc al liceului teoretic Mihai Eminescu din Comrat, singurul liceu de aici cu predare limba română, care s-a bucurat de o finanțare importantă de 15 milioane de lei moldovenești din partea statului român. Alte domenii de investiții a Uniunii Europene, a României și a Turciei sunt dezvoltarea infrastructurii, aprovizionarea cu sisteme de canalizare și apă, pavarea drumurilor și trotuarelor, de asemenea, renovarea grădiniților, caselor de cultură. Un exemplu ar fi grădinița de la Vderma, renovat cu bani românești, și casele de cultură din localități, luminatul stradal și chiar în anul 2016 a fost lansat un program de fonduri SART, deci de afaceri mici. Una dintre aceste afaceri putem să... Cât de necesare sunt aceste proiecte pentru această regiune? Luând în calcul faptul că se dezvoltă infrastructura, se dezvoltă mediul de afaceri, de asemenea, aceste investiții străine cumva deturnează presiunea de pe autoritățile regionale și le permit acestora să investească banii locali în niște proiecte sociale. Pentru că... Care este tendința exportului din regiune și cum s-a schimbat el în ultimii ani? Majoritatea exporturilor găgăuzești pleacă spre piața europeană, piață accesibilă, datorită acordului de asociere semnat în 2013. O piață unde producătorii locali își pot vinde produsele la un preț mai mare. Este una crescândă, și când mă refer crescândă, cresc exportul spre Uniunea Europeană și în același timp scad spre Federația Rusă și Comitatea Statelor Independente. România este un partener principal al Moldovei. Este în același caz și în regiunea din Găgăuzia? Dacă România este cel mai important partener al Găgăuziei, dar cu siguranță este unul dintre cei mai importanți. Și clar că România devine un pilon important pentru Găgăuzia la nivel economic. Găgăuzia, având atâți investitori și Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană și România și Turcia, de ce printre aceștia lipsește Rusia? Investițiile în Găgăuzia lipsesc cu desăvârșire și ele au lipsit dintotdeauna, pentru că maxim ce a oferit Rusia, a oferit Găgăuzia, au fost fie niște ajutoare umanitare sub formă de combustibil sau unele cadouri, da, tractoare sau alte utilaje tehnice. De asemenea, ca și partener economic, Rusia este insignifiant în zonă. Ea, în schimb, nu susține economic, în schimb, se mulțumește cu menținerea unei stări de propagandă continuă care să mențină și Găgăuzia și Republica Moldova în ansamblu, în sfera sa de influență. Cum văd băștinașii din regiune viitorul Republicii Moldova, văzând că aici sunt atâtea investiții din Uniunea Europeană, viitorul, văd cu parcursul european sau nu? Tot mai mulți găgăuzi încep să creadă visul european, avantajele Uniunii Europene, dar totuși pașii sunt mici.